O știi pe, prințul Paul, da? Aveam un prieten care era avocatul prințului Paul. Așa. Și am stabilit o întâlnire, nu știu dacă era primarul general sau devenise președinte, cred că mai degrabă era primar general. S-a o întâlnire să meargă să discute despre ce avea asta de revenit. Prințul da. Paul. Știi ce mi-a zis? Că sunt eu primar general, că sunt președinte. A, la că Da, da. Nu-i dau nimic. Niciodată. Și după aia, peste câteva luni, un an, să se, se, înrudească. Nu știu ce a fost. Nașul... Nu? Erau... O... Băsescu a fost nașul copilului. Nu fi fost nu, nu la, la chestii da, de, ce de astea. Nu, mă... nu, Că nu... Cum spun? na. Să nu batem câmpii, să nu, se... să, nu plece nu oamenii care se să îmi uită plece, la să că mei. se întorc ei de bună voie și de nimeni. Că sunt eu, nu știu ce, și eu, peste șase luni să încuscrea, să înrudea cu Prințul Paul și a și primită la nu știu ce, până una alta a fugit din, din țară. Da. Uh, dar, Dar cea mai emoționantă aici, întâlnirea ta, la nivel de. Primi... când erai prim-ministru, la nivel oficial, de întâlnire de stat? A, nu mai știu. Nu, știu, cred că cu Blair, pentru că pe Blair îl vedeam eu așa. Era Tony Blair, adică. Dom vedea... era modelul meu politic. Mm. <laughs> După aia mi-au tras un dosar, dosar legal. Că... Da. Te-ai văzut cu el numai aici sau te-ai văzut și. Nu, m-am văzut, văzut și la Londra, m-am văzut și în alte locuri, mm -hmm. dar, știi, mă gândeam, zi, e. Na, fie, nu știu care e modelul Ce... tău în jurnalism, nu știu care e. Fiecare dintre noi are în domeniul lui un model să stau eu la masă cu Blair, să-mi zic că la Victor, să pot să-l întreb. Și la... era un film, uh, The Ghostwriter, despre el. Cumva, o chestie, mm -hmm. unul care, mă rog. Și am zis, știi, am văzut filmul, tu l-ai văzut? M -m -m -m. zice, nu, da, nu, nu prea îmi plac filmele astea. Plăsă. Cu... După care s-a făcut filmul ăla, cum l-am omorât eu pe săracul Cristi Panait. A, da, știu. Uh, Bine, nu doar că nu l-am omorât, dar era tot o prostie și de altfel nu mai știu cine era regizorul, cum îl cheamă cel care a fost și la TVR director. Giorgio Giorgio A și zis, stai, dom'le, asta cu Ponta a fost că să venit la film, că nu... De fapt, nu e nici în film că l-a omorât Ponta. Mm. Și mă gândeam, zic, bun, domnule ok, deci... Na, ce să zic, că mi-a plăcut prost filmul, sincer, nu prea bun. Mm. Nu, după care însă am avut filmul făcut de Vlad Voiculescu, cu, cu, cu Colectiv. Și văd două filme acum, i-am omorât și pe cei de la Costi. Deci, Ai multe Blair, Ce adică... învățat de la Tony Blair? Mi-a zis o chestie care mi-a rămas în minte și care e valabilă tot timpul și mi-a zis People needs leadership. Uite România acum, că toată lumea ce dumne, dar până la dar ce vă lipsește? Că ai că nu sunteți în război, ai că vă... Dar nu avem leadership, nu știm și noi, că până la urmă, societatea e o turmă mai organizată, mai... Da. care e ul nostru, care e ul european, sincer. Că la Merkel când știai, domnule, când zicea Merkel păi ceva, care e va... liderul? Care, care sunt liderii europeni în momentul ăsta? Care e liderul? Nimeni, niciunul. Nimeni, sincer. Care e liderul lumii democratice? Biden. Eu vorbesc ca, nu ca poziție instituțională, ci ca, ca președintele sau... Americii. Domnule, ăla care toți când care zice zicu? ceva, care? nu e. A nu există. Nu e. Păi Zelenski. Da, mă rog, e actor. Nu. E... Actorii Victor, nu sunt lideri. Stai până un pic. Una alta, Decât dacă, în afară de actorie, faci... E pentru alta. prima dată în istoria lumii contemporane, să spunem da. așa, când toți liderii A, aici europeni... Aici mă pe subiecte putiniste. Stai o secundă, Suntem Vor să se ducă să se pozeze cu Zelenski. Este singurul șef de stat care a vorbit în toate parlamentele din Europa și din lume. Dar eu cred mă rog, totuși că, mă rog, că domnul Zelenski a cerut neapărat să-și facă poză cu Laura Codruța Chieviciu. Ajungem acolo. A fost o vizită istorică din istorică, punctul meu de vedere. Da. De uh, se combate corupția uh, și lupta cu fondurile europene în. Uh, da. A, Ucraina bun, acolo... nu e, nu e, nu? Stai că nu găsesc declarația ei, pentru că e o declarația declarație... E a doua, e a treia vizită. Mi se pare că a mai fost odată. A făcut o poză cu procurorul general al Ucrainei, pe care după a. aia l-au dat afară că e corupt. Uite ce a zis procurorul șef european Laura Coduța-Căviș. Da. Uh, și aș vrea să comentăm un pic. Mie îmi place foarte mult să fac analize pe text. Este un privilegiu, <coughs> să mă aflu astăzi aici, un privilegiu la care nu aș renunța pentru nimic în lume. Poftim? Da. Aș dori să le mulțumesc gazdelor noastre, bărbații și femeile libere din Ucraina, pentru că ne apără pe toți cu puterea voinței lor. Cum ne apără pe toți? Mă Întunirile... fraze din păi, alea... Stai un pic. Întâlnirile ca aceasta contribuie la formarea unui înțelegeri comune a situației. Prietenii noștri ucrainieni au puterea de voință necesară, dar puterea rezistenței lor la agresiunea rusă depinde mare măsură de sprijinul nostru. Una este să îl declarăm, și alta este să îl oferim. Și acum spune un lucru pe care eu nu înțeleg. Una este să ne exprimăm solidaritatea și alta este să exprimăm o soartă comună. Adică? Ce a vrut să spună autorul? Nu știu, acum, sincer, dacă doamna și chiar simte nevoia să facă mai mult decât să putea să meargă pe front, în Donetsk, să lupte. Corect. Nu? Ea a amintit că în iunie 40, guvernul lui Winston Churchill a propus crearea unei uniuni franco-britanice cu organe comune de apărare politică externă. Ai cunoscut-o? Le avea cu istoria? Știa? poți. Poftim? Ne, le avea pe naiba. Uh, ideea e următoarea. Mm -hmm. unul. totuși astea sunt niște declarații politice. Nu foarte păi inteligente, cum? că sunt astea, limbă de lemn, dar declarații politice. Ce treabă are Procurorul European cu politica? Păi uite, spune imediat, dragul meu. În zilele următoare, colegi mult mai calificați vor expune ororile agresiunii rusești. Veți discuta? Portocală portocală un un da. discuta despre cum să-i tragem la răspundere pe autorii tuturor acestor crime Adică, păi stai puțin. care e baza juridică? procurorul care se ocupă de crime e altceva decât procurorul păi european ia, care se ocupă a, de fonduri europene Păi și cum îi trag la răspundere? Păi se face? Se poate colegii. face ca la Nuremberg un tribunal internațional Există un fapt pe care nu-l pot ignora, Federația Rusă deportează mii de copii ucraineni De unde știe ea? Nu, nu stai puțin nu are legătură cu fondurile europene pe care le achitează Procurorul deci, European. Deci, o declarație politică. Da, deportează. De o demagogie, trebuie să recunoști, păi asta în cel care sens. depășește demagogia celorlalți. Da, nu știu, sincer. Victor. Prima întrebare a mea, ca cetățean european, că știi că doamna Chioveși primește salariul de la noi, da. de la cetățenii europeni. Corect. Doamna Chioveși, nu vă supărați. E zi lucrătoare. Dumneavoastră, de ce unde nu sunteți la muncă? Fost, da. Unde ați fost în ziua Victor, lucrătoare? Victor, stai, stai un pic. Șefa parchetului european, da? Fie vă atentă. plătim să-ți la muncă. Stai, stai un pic. Mie mi se pare abrac... Deci, halucinant no, ce spune. Stai e un pic. penibil. Nu, scuză mă nu doar e râsul... că... Stai o secundă. Lumii, da. Nu doar pentru că viețile ucrainienilor sunt sacrificate pentru ca noi, ceilalți să trăim în pace. Păi ce legătură? Adică... Iartă-mă. Și procurorul european trăiește în pace nu, că... Un pic, că se luptă ucrainienii, nu? E o invazie rusă, asta e clar în Ucraina. Normal. Dar să trăim noi în pace, care e legătura? Nu doar pentru că dacă Bruxelles. Ucraina cade, Rusia nu se va opri. Și se va lua Bruxelles. se va lua va... Nu doar pentru că adevărat obiectiv al agresorilor nu este câștigarea teritorială, ci împărțirea Europei în sfere de influență, ceea ce ar însemna sfârșitul integrării europene. Dragul meu, Victor, Scuză-mă, dar e caz de... Da, e un discurs politic, demagogic, mincinos, penibil, Corect. pe care, sincer, oricum e ca Norwell. Adică nu-l crede nimeni. Repet, prima întrebare era, nu vă supărați, doamna procuror, de ce nu sunteți la servicii? Că nu vă aflați în Uniunea Europeană, Sunt nu vă Sunt aici pentru în... a lua poziția alături de voi, împotriva da, noului avatar -duminică. al răului radical. Dar ia poziție duminică. Sâmbătă, Cor în corect, liber. E, da. Doi, declarații cu axa răului, cu nu știu ce, fac politicienii, dacă nu mă înșel, președinți, prim-ministri. Nu angajații, nu funcționarii publici. Suntem cel mai puternic instrument de investigare. Bine, gata, mai comis. Victor, pe bune. Da, nu, Și urmărire penală disponibil în prezent nu e în ceea ce privește suntem criminalitatea suntem financiară transfrontalieră. Un film nordcorean, sincer. Să nu se supere nordcoreenii pe mine, dar suntem într-un film nordcorean în care doamna și joacă, a fost lăudată, nu știu de cine, sincer să fiu. Eu, de exemplu, eu care după 8 ani m-au achitat toți judecătorii și mi-au ridicat sechestru pus de doamna și am, am scuze să fiu așa răutăcios. Nu, dar ție nu ți-au făcut nimic. Sincer, nu te deranjează că pe banii tăi, că tu plătești taxe da, și da, poște. Pe banii tăi nu ce da, zi se a fost azi... luni? De ce vorba te plind, de mi Se par niște declarații alucinante făcute nu de sunt, procuror sunt, European. Sunt de. -o, repet, de Nord cu Corea. De Corea de Nord. Nu ea s-a ocupat de dosarul lui Gabi Oprea, că am văzut că a fost achitat. Ba da, cu cazul... Bineînțeles că a fost achitat. Uh -huh. Dar nu știi povestea? Veci... Cum s-a făcut dosarul? la 100% da. L-au făcut repede, ca să ce? Să scape de Oprea. Nu să scape de Oprea. Oprea Să-l șantajeze. Oprea atunci era șeful unui partid, un EPR care asigura majoritatea alături de PSD. Eu nu aveam majoritate fără un EPR. Da. Și l-au tot presat, băi, să pleci, să-i tragi tra tra sprijinul lui Ponta. S-a întâmplat nenorocit. Deci tot din cauza ta. S-au întâmplat da, toate. Sau nu știu, din cauza lui, că n-a vrut, vrut să înțeleagă. N-a vrut să înțeleagă. Și atunci a făcut dosarul. Care repede. de la început era. Aberant, tragedia e cumplită e adevărat, e adevărat Dar să spui că cineva de pe bancheta din, din spate, spate Care nu a dat ordin direct Nu că contează, a dat... stai puțin că nu vorbim de, de omor Adică ordin Acolo s-a spus ucidere din culpă Ucid. Că cumva din neatenția lui Bun. Oprea